În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. De veți avea credință cât un grăunte de muștar, veți zice muntelui acestuia, mută-te și te aruncă în mare și se va muta. Și nimic nu va fi cu neputință celui ce crede. Iubiți credincioși, duminica de astăzi este o duminică în care Sfinții Părinți ne-au rânduit a ne aduce aminte de un fapt real din viața Mântuitorului, de un fapt real din viața cetății în care Mântuitorul, intrând, a fost întâmpinat de un bărbat care era cu fiul său de mână și care se ruga zicând: miluiește-ne pe noi, ai milă de fiul nostru care este lunatic și de multe ori îl aruncă în apă și de alte ori în foc și pătimește mult. Și l-am dus la ucenicii tăi și n-au putut să-l vindece. Și Mântuitorul i-a răspuns zicând: o neam necredincios, până când vă voi îndura pe voi, până când voi fi cu voi, aduceți-l aici la mine. Și când l-au adus, a certat duhul care a plecat și copilul a rămas sănătos. Și când s-au depărtat mulțimile, ucenicii l-au întrebat zicând: învățătorule, noi pentru ce n-am putut să îl vindecăm? Și a spus Mântuitorul: din pricina necredinței voastre, căci dacă veți avea credință cât un grăunte de muștar, veți zice muntele acestuia, mută-te și te aruncă în mare și ți se va arunca și nimic nu va fi cu neputință celui ce cere. Dar acest neam de diavoli nu este decât iese numai cu post și cu rugăciune. Și atunci spune Sfântul Evanghelist Matei că Mântuitorul a început să le spună ucenicilor săi cum vor merge ei în Ierusalim și cum Fiul omului va fi dat în mâinile unor păcătoși și aceștia îl vor răstigni și îl vor omorâ, dar a treia zi va învia. Și ucenicii s-au tulburat tare. Iubiți credincioși, în fața dumneavoastră am vorbit de multe ori despre acest subiect, despre faptul că trebuie să apreciem că aici era vorba de un tată, nu era vorba cum în celelalte cazuri, adică în toate celelalte cazuri este vorba de mame atunci când este vorba de vreun copil bolnav și știm cu toții și trebuie să o recunoaștem, eu vă spun așa cu tot dragul, reprezentând partea aceasta masculină care nu prea se ocupă de cele ale bolilor. De exemplu, acum vă spun foarte cinstit, dacă toți suntem în biserică, atunci când s-a îmbolnăvit tata și a trecut prin mai multe, să știți că soția s-a ocupat mai mult. Atunci când s-a îmbolnăvit socru, să nu credeți că m-am ocupat eu mai mult. Nu, tot ea s-a ocupat mai mult. Și așadar, devine o excepție un bărbat care să se ocupe, să zicem așa, de problemele medicale ale familiei. Și am spus la vreme cuvenită despre ce este vorba, cum acel bărbat și-a luat asupra sa o sarcină pe care noi trebuie să o învățăm, aceea de a merge până la capăt cu copilul. Și am spus, pe de altă parte, de ce s-a dus el, pentru că acel conflict era între el și copil, pentru că lunaticul are un diagnostic. De multe ori îl aruncă în apă, de alte ori în foc și pătimește de cele mai multe ori. Și am spus de foarte multe ori cum este relația între tată și fiu, tată și fiică, mamă și fiică, mamă și fiu, cum este relația părinte-copil. Și am spus că atunci când este vorba că îl aruncă în apă să-l aruncă în foc, este vorba de momentul în care se înfierbântează foarte tare copilul împotriva părintelui sau atunci când nu-ți vorbește și se răcește și te pedepsește chipurile nemai vorbind cu tine. Apoi, dacă e vorba de lunatic, lunaticul, putem să mergem mai departe. Zicem noptac, este cel care face din noapte zi și din zi noapte. Păi nu sunt copiii noștri? Eu mi-aduc aminte atunci când începuseră fetele mele să meargă pe la majorate, eu fiind foarte conștiincios, așa după la ora 8, imediat m-am pregătit să le duc cu mașina.
Și au trecut pe lângă mine așa, am văzut că se uite cam ciudat. Dar zic, bă, se uite ciudat că e ca orice copil, poate, mă rog, vor avea problemele lor, asta este. Dar pe la 9 am văzut că încep să se îmbrace. Zic, hai, gata, să știți. E, când începe o fată să se îmbrace, durează între 3 și 9 ore. E ca și când ai pune vițelul la rotisor. Am așteptat ceva, bă, s-a făcut 11. Și acum am încercat și eu să intru așa cu minte în voie, știi, că eu sunt minoritar în casă. Cu două fete și o soție, deci sunt minoritar. Cu 25%, dar nici ele nu sunt valabile. Decât atunci când mi se dă voie. Și am întrebat, zic, nu mai mergem? Zice, ce-ai făcut alt program? Zic, la ora asta nu fac alt program, dar am văzut că vă străduiți să vă îmbrăcați. Nu găsiți ceva? Și bă, da. Dar de ce întârziem? A, zice, păi data trecută când ne-ai dus, înainte de majorate, s-au mai dus și la alte, când aveau 12 ani, 13 ani. Zice, când ne-ai dus, ne-am făcut de râs de destule ori. Cum adică? Zice, păi noi ne-am dus înainte de a veni sărbătoritul. Păi cum, mă? Zice, păi da, ne adunăm la 12 fără 10, la 12 să taie tortul și după aia începe paranghelia. Măi, copii, zic, gata. M-am așezat. Dacă înainte știu și de atunci am știut. Ce este important? Că zic, da, la ce oră vă întoarceți? Păi, dar nu știm. Păi, să știți că aveți o marjă. Eu plec de acasă la 4. Dacă se întâmplă cumva să vă încadrați până la ora aia, vă promit. La 4 fără 20, vin și vă iau. Dacă nu, nu prea mai știu. Ce bun, ne încadrăm. Păi, întotdeauna s-au încadrat. După aia mi-a ajutat Dumnezeu că s-au dus și ele singure, treaba lor. E foarte important ca în relația cu un copil să nu credem că numai noi avem dreptate. Despre asta este vorba în Evanghelia de astăzi. Dar nu despre asta vreau să vă vorbesc. Pentru că v-am făcut așa de mult capul mare în ultimii ani vorbindu-vă despre educație și acum aș vrea să fac o anumită pauză până ajunge nepoata la școală, ca să vă dau din partea cealaltă învățăturile. Dar ca să nu vă plictisesc până atunci, fac o pauză. Și astăzi aș vrea să vorbesc despre altceva. Despre mutarea munților. Să știți că în patristică, despre mutarea munților se spun foarte multe lucruri. Credința aceasta care mută și munții. Chiar se spune că la un ava a venit cineva să întrebe, dar cum adică, părinte, e cu treaba asta, cu dacă avem credință, cât un grăunte de muștar, zice muntele, zice, păi exact așa, tată, cum scrie, păi cum adică? Ce, uite, de exemplu, vezi muntele la din față? Dacă ai credință, zici muntelui, du-te și să aruncă mare. Și la un moment dat începe un cutremur și ce stai, munte, că vorbeam cu fratele. Până acolo s-a mers cu credința. Până când s-a putut exemplifica pe față. Dar noi acum să revenim la muntele nostru. Ce înseamnă muntele pe care noi îl mutăm cu credința și mai ales cu ce fel de credință mutăm munții? Păi să vă spun acum că pentru orice lucru pe care îl facem avem nevoie de un anumit instrumentar. A venit mai de ună zi, acum vreo 3 săptămâni pe la mine, un cumnat de la Pitești și a făcut pană pe o roată și el s-a culcat pe ureche. Zice, lasă că până să lasă mașina așa, eu o duc la o vulcanizare și fac pana. Când am venit eu acasă, am văzut, mi se înducule, zic, vezi că roata e lăsată, a ce nu, hai că o ducem repede, nu mai putem duce, gata. Am ratat startul. Zic, hai să-i scoatem roata, ducem roata și venim cu roata de la vulcanizare. Zis și făcut. Dar acum să vedem cu ce ridicăm a mașină, zice, păi. Mă, dar n-are un cric? Are. Bă, un cric, cum era pe vremea lui Traian de la Dacia, un cric cu roți dințate. Și după ce am ridicat-o până la jumătate, noroc că ne-am ferit, că acel cric a cedat. Nu știu dacă, dar era original pentru mașina respectivă. Și zic, stai așa, să iau și eu cricul de la mașina mea și hai să vedem cu două. Când cu unul, când cu alta, eram așa cam cum e la Masterchef cât un bucătar cu două tigăi de face două clătite odată. Dă-i de la puțin, dă-i de la puțin. Mă, până la urmă am rezolvat-o. Dar zic, uite, dacă nu aveam ce ne trebuie, nu puteam să facem lucrarea asta.
Ei, unde vreau să vă aduc? Noi avem credință, zicem, dar avem credința aceea răsărită din bobul de muștar? Nu cumva avem niște boabe de muștar ținute așa cum nu trebuie în soare și s-au deshidratat și n-am avut timp să le lăsăm la hidratare și să le punem în pământ uscate și să nu mai iasă nimic? Cu ce credință mutăm munții? Aici este marea problemă. Noi credem. Credem în ce? Credem în lucrurile pe care le avem, așa cum am zis, cum credeam noi în cricola și a căzut. Se spune că odată au plecat pe munte trei frați și unul dintre ei zice: mă, avem bagajele cam grele totuși, hai să luăm și un măgăruș. Au luat și un măgăruș. Și când au venit seara târziu, foarte târziu față de ceea ce își propuseseră ei să ajungă, au venit și vorbeau atât de elogios despre măgăruș și zice: noroc că l-am avut. Bă, dar ce sunteți numai doi, că ați plecat trei? Erau numai cu măgarul trei, al treilea dintre ei nu era. Zice: noroc cu măgărușul ăsta, băi, că l-am luat. Păi de ce? Zice: păi cum puteam noi să-l aducem din munte pe fratele nostru care s-a accidentat și avea piciorul rupt, i-a rupt piciorul. Zice: dar cum s-a întâmplat? Zice: l-a lovit măgărușul. E, cam așa facem noi. Noi luăm credința și cu ea facem tot felul de giumbuș lucruri. Ne așezăm în fața icoanei Maicii Domnului, începem cât un paraclis. Chiar m-a întrebat cineva: ce rugăciuni să mai citesc? Băi, frate, stai-mă puțin. Hai să vorbim pe românește. Vrei să ai o relație cu Dumnezeu? Da. Păi zic, că ți-aduce aminte când erai la școală? Ce? Când vroiai să iei o notă bună, să impresionezi pe profesor, citeai din carte? Nu. Păi zic, așa ești cu Dumnezeu, mă. Hai să facem niște analogii așa scurte. Mă ierte Dumnezeu că intervin cu astfel de comparații, dar zic, nu, Dumnezeu are nevoie de vorbele tale. A, nu, că m-am dus cu tare și mi-a dat trei acatiste, măi, fraților. Dar nu luăm acatiste ca pe pastile. Că îi vezi pe câte unii, doar îi ține într-o parte, gata, cinci paracetamol, dă-i cu cutare, dă-i cu cutare, cu vaxi, grip, cu toate cele. Măi, copii, să ne lămurim. Credința nu trece prin acatistier, aia e clar. Acatistierul făcut pentru noi aici la biserică, să facem rugăciunea comună. Acum, puteți să mă spuneți și duhovnicilor dumneavoastră, cei care aveți alți duhovnici decât mine, că, de fapt, există un nebun de duhovnic care cere ca omul să se adreseze direct lui Dumnezeu. De ce? Pentru că timpul este cel în cauză. Decât să vă tot vă etați de timp, știți, n-am avut, cum zicea părintele Asenie, cineva, ce părinte, știți, într-o dimineață n-am avut timp să fac rugăciunile și le-am făcut seara până de dimineață. O fi bine? A, părintele, zice, da, nici nu știam că sunt unele de dimineață și alte de seară. Deci te rogi tot timpul. Tot timpul pe care îl ai, când ai timp. Și timpul și-l face omul. Fraților, nu trebuie să avem în spate povara unui anumit mod de viață, că vezi, Doamne, cu tare, și chiar mai găsesc pe aici lăsat decât o cuvioasă de asta, așa, care știe teologie mai mult decât preasfințitul, sunt așa pline de mustesc a teologie și probabil că din mustul așa s-a făcut un teasc și a început să tipărească. Chiar mi-aduc aminte, eram prin Moldova acum vreo 3 săptămâni și cineva mi-a dat un mănunchi de vreo 150 de pagini. Uleu, zic, ce-i cu ăsta? Și să-l citiți? Eu? Nu să citesc, dar n-am timp să citesc ce scriu eu, dar uite să... Păi nu, că sunt acolo niște lucruri extraordinare și dacă puteți să-mi dați 5 lei. Bă, fratele meu, păi zic, dacă mă uit la hârtiile astea, puteți să-ți dau 50 de lei numai pentru faptul că sunt niște hârtii. A, zice, nu. Mă, zic, de un lei luat. Păi nu crezi pe nu știu, mă, tu așa te-a învățat biserica, mă? Să pui mâna, da, dar pentru o faptă bună, nu e așa, copii? Haiducia asta nu se face în felul ăsta. Și mi-aduc aminte că
la Părintele Arsenie a venit, vezi, nu poți să vorbești ca duhovnic despre ce ai vorbit cu cineva, nu. Dar cel care a vorbit cu tine poate să vorbească ce a vorbit cu duhovnicul. De exemplu, dumneavoastră puteți să ziceți acasă ce ați vorbit cu mine. Eu nu pot să vorbesc acasă ce am vorbit cu dumneavoastră. Când mai primește soția cu un telefon sau cu un mesaj și știți că părintele, da, dar nu vorbește cu mine așa ceva. Cum adică? Păi zic, măi copii, dar voi credeți că eu am subiecte de bârfă din ceea ce vorbesc cu fiecare în parte? Vă să zic că era, Dumnezeu să-l odihnească, mitropolitul Anania, care a venit la Părintele Arsenie și el a povestit. N-a povestit Părintele Arsenie că nu și-a permis, că era duhovnic. Și zice, fraților, aveam de mult o supărare. Din pușcărie. Păi zice, imaginați, cum se vă 45 de ani. Și zice, nu pot să-l iert pe unul care pur și simplu s-a luat de mine degeaba. Și ce m-am dus la Părintele Arsenie. Uite, Ava, uite așa și pe dincolo. Și ce mai... Ce, da, dumneata, zice, l-am întrebat eu, i-a iertat pe aia care... Și da, bineînțeles. Păi zice, în primul rând, dacă nu iertam, înseamnă că rămâneam în pușcărie. Dar ce, eu nu pot. Aoleu. Deci, acum aruncă și vina aia din spate. Ce o cari după tine atâta amar de vreme? Ce, și atunci m-am trezit. Într-adevăr, aveam o greutate. Acea neiertare era muntele pe care bietul om îl ținea cu el în loc să-l arunce în mare. Aici am vrut să vă aduc, să facem legătura cumva între credința cât grăuntele de muștar și muntele pe care trebuie să-l dăm dintr-o parte în alta. Nu ne apucăm, fraților, să facem autostrăzi, să angajăm pe un credincios care să spună munților, dați-vă la o parte că trecem noi de la CNADNR să facem. Nu, fraților, nu pentru asta e credința, să mutăm munții să facem șosele, nu. Muntele, că aici vreau să vă ajung, muntele este problema noastră. Problema care ne apasă, problema pe care o ducem de cele mai multe ori în mod fals în spate. Și pentru această problemă trebuie să cultivăm un fel de credință. Acum, nu o credință de aia de nu poți să ieși din casă dacă nu te uiți la horoscop să vezi dacă la sănătate stai bine, la dragoste sau la bani. Aia nu mai e credință. Aia este un fel de sponsorizare sau o taxă pe prostie, iertați-mă că vă spun, și o să trăiască bine televiziunea. Acum cei cu ziarele nu mai trăiesc bine pentru că totul este tipărit, să citește altfel, gata, s-a încheiat cu ziarele, le dau 2 ani de zile maxim. Uitați-vă la ceas și la dată. Important este ca noi să înțelegem, va să zică, cu ce credință mutăm, ce munți mutăm. Dacă avem în față o problemă, de cele mai multe ori acea problemă este una falsă. Și acum vreau să vă aduc în imagine ca să mă înțelegeți mai bine ce vreau să spun și mă bucur că este și fratele care mi-a povestit de la Nicos Casanțaschis ceva, să vă fac părtaș unei situații. Nu este vorba de o parabolă. Se spune că e un fapt de viață. Trei prieteni s-au gândit să se îmbogățească. Pe seama cui? A lui Dumnezeu, bineînțeles. Adică niște porumbei care mergeau așa frumos ar putea să ne stea bine nouă în sacoșă și să-i vindem cui vrem noi. Și ei au zis așa, dacă tot avem cuștile numărate, de ce să nu facem noi niște capcane adevărate? Adică să nu facem cu o plasă de aia prea fină și să ne pomenim că am adunat acolo niște porumbei mici și pricăjiți și amărâți. Să facem niște curse și niște cuști cu niște ochiuri foarte mari, să rămână numai ce e adevărat, așa. Zis și făcut, bineînțeles că după 2-3 zile au găsit în cușcă niște porumbei care erau așa la limită să iasă printre zăbrele, dar nu puteau să iasă. S-au gândit ei, bani prea mulți, nu putem să luăm. Și atunci ce s-au zis? Hai să-i hrănim măcar o săptămână, două. Nu poți să hrănești numai o zi, că ne pomenim cu să îngrași porcul în ajun și nu merge. Și, bineînțeles, au luat cei 5 porumbei, i-au ținut în cușcă la locul lor și le-au dat grăunțe frumos. Peste vreo 2 zile și-au dat seama că 4 mâncau și unul nu mai mânca deloc. Și s-au gândit ei, bă, pe ăsta mâine să știi că
îl face moștropel pentru noi, că cine ia, nici mai mănâncă, ăștia poate în două, trei zile să fac mai măricei, dar ce ne face cu ăsta? Când s-au dus a doua zi, nu mai erau decât patru. Slăbise mititelul de el până când și-a luat libertatea printre zăbrele. Iubiți credincioși, atunci când credem că ceva începe să ni se facă de rău, atunci avem posibilitatea să ne aducem libertatea. Ceea ce credem noi că ne face rău, de fapt ne dă libertate. Ne dă libertate de gândire și să știți că sunt multe necazuri prin care, dacă trecem, suntem liberi. Dacă însă nu avem parte de prea multe necazuri, să zicem, a, bine, păi, dar să vedeți că sunt necazuri și necazuri. Nu! Eu știu foarte multe feluri de necazuri și chiar câte unii, când stau așa și se ascultă unii pe alții, zic, aoleu, păi, mie și rușine să vă mai spun acum ce necazuri au oamenii ăștia, ce am eu e prea mic. Zic, nu! Părintele Asinie zicea, tată, necazul cel mai mare e necazul fiecăruia. Nu facem comparații între necazuri. Fiecare cu necazul lui. Și necazul acela poate că este transportat de colo-colo, adică muntele, v-ați dat seama că tot acolo mă duc, de drept credinciosul care a pus muștar dintr-o cutie pe care nu verificase, deci așteaptă degeaba acea credință să se facă muștar în care să se adăpostească porumbeii de care v-am zis, și vine cu necazul ăsta de fiecare dată la duhovnic și la un moment dat mi s-a întâmplat și mie o mare bucurie să constat că cineva venea cu același necaz. Dar necazul se adâncea, nu era problemă. Dar atitudinea respectivului fiu duhovnicesc era una din cei ce mai liberă. Mă zic, da, s-a întâmplat ceva și nu mi-ai spus? Păi cum? Zic, ai scăpat de necazul acel? Nu, nu, e și mai rău. Păi zic, da, care e atitudinea asta, așa de liberă? A, zice, în afară de faptul că m-am obișnuit cu el, mi-am dat seama că eu aici am început să cultiv o altfel de relație cu mine, cu dumneata și cu Dumnezeu. A, va să zic că încet, încet, a răbdat puțin de foame, adică nu s-a mai hrănit cu tot felul de situații ale lumii și a scăpat între zăbrele. Când o să vină acum tartorul necazului, o să zică, dar unde e ăsta, că era al meu și nu mai e al meu. Iubiți credincioși, a muta munții nu înseamnă lucruri gratuite, ci înseamnă o credință adevărată. Sunt și munți care nu trebuie să fie mutați. Chiar mi-aduc aminte de cineva care zicea, nu, lăsați-mă cu necazul ăsta, că m-am obișnuit cu el. Zic, cum adică? Mai sunt și oameni de genul acesta, pentru că, zice, mă știu eu foarte bine, dacă n-aș avea necazul ăsta, ar fi mult mai rău. Să știți că și eu, toată copilăria mea, cum vă imaginați că eu, atâta cât sunt, atât am fost de foarte multă vreme ca înălțime și m-am rugat la Dumnezeu să mă facă și pe mine mai înalt, așa erau toți colegii, eram întotdeauna ultimul, dar între mine și penultimul era o distanță foarte mare. Și mi-am dat seama, acum mai, când m-am mai înțelepțit și mi-a mai albit părul, că este un mare avantaj pentru mine. Zic, dacă eram mai zvelt, eu personal, probabil că eram ochit mai de departe, devenea o țintă vie. Da, da. Eu știu de la părintele Asinie, zice, tată, uitați-vă la mine. Zice, eu dacă rămâneam în lume, puteam să am o femeie, două, trei. Da. Trebuie să știm întotdeauna că Dumnezeu dă fiecăruia exact ceea ce îi trebuie. Decât că omul trebuie să se croiască el cu veșmintele lui pe ceea ce i-a dat Dumnezeu. Că dacă eram înalt, vă ziceam altă poveste, cum o simțeam. Dar așa vă zic în casa mea. Iubiți credincioși, a muta munții este o realitate. Chiar și munții neînțelegerii noastre cu copiii țin tot de noi să fie mutați. Suntem generații diferite. E clar că pe unde vede copilul că trebuie să treacă apa, apare un munte. Cine? E tata sau e mama? Uite, din cauza lui nu poate să treacă apa pe aici. Și începe și se dă la o parte. Dacă dăm la pace, putem ori să ocolim cu apa muntele, ori pur și simplu să ne dăm la o parte din calea lor și mergem mai departe împreună. Iubiți credincioși, a muta munții nu este un gest gratuit. Este
o datorie pe care o avem. A muta munții greutăților noastre trebuie să fie în mintea noastră foarte clar o datorie. Adică atunci când simțim că este jivina în spatele nostru și nu putem amintirea noastră întotdeauna să o aibă în minte, cu siguranță că trebuie să mutăm munții aceia. Dar dacă vedem că lucrurile stau bine, că sunt și situații în care față de copii trebuie să avem fermitate. Să nu credeți că cel care vă tot învață să face numai ca ei cu tare n-are și partea cealaltă. Nu. Fermitatea face parte din aceeași bunătate pedagogică pe care o avem cu copiii noștri. Și atunci când vedem că lucrurile nu sunt așa, zici, bă, până aici. Până aici. Și începem să așezăm lucrurile într-un anumit sens. Dar asta, fermitatea să fie excepția. Pentru că altfel nu iese. Vă spun eu că am încercat și nu iese. Iubiți credincioși, aș vrea ca măcar astăzi, după amiază, să plecăm spre casele noastre cu gândul de a identifica munții pe care trebuie să îi mutăm. După ce identificăm acești munți, trebuie să identificăm sămânța dacă e pusă în pământ. Că, să știți, mi s-a întâmplat de multe ori să aștept să vină primăvara, când eram și eu cu horticultura mai bine pus la punct și cu grădinăritul. Și bă, dar, îmi zicea soția, dar n-au mai acolo la lelelele. Au, da, da, păi din sertar nu se mai poate apa, că am uitat să le pun. Așa se întâmplă și cu bobul de muștar. Dacă nu-l pui în pământ, n-are de unde să apară. Trebuie să fim foarte atenți la aliații pe care îi avem atunci când trebuie să mutăm munții, adică la ce persoane avem pe lângă noi atunci când ne apucăm de o treabă. Pentru că a muta munții, această idee pornește de la faptul că muntele se mută cu credință. Acea credință trebuie să o experiem măcar astăzi. Că de mâine încolo urmează o zi frumoasă de post, tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, și cred că o să învățăm și altceva. Să vă dea Dumnezeu mult spor la a muta munții, dar aveți grijă că nu toți munții trebuie să fie mutați. Așa să ne ajute Dumnezeu.